Caz înfiorător la Vaslui. Polițiștii au fost chemați de urgență să ancheteze cazul unui bărbat care s-a spânzurat, însă în curte se afla și trupul neînsuflețit al soției pe care a ucis-o. Polițiștii au căutat-o pe femeie prin sat, dar nu au dat de ea, crezând că este plecată în Italia, așa cum spuneau unii localnici. Abia la 6 ore după ce au plecat polițiștii, rudele au descoperit cadavrul femeii. Mai grav este că bărbatul decedat a fost descoperit de copiii săi, iar cel de 9 ani a încercat să-l salveze. Paul Ciurar este în legătură directă cu noi și are mai multe informații despre acest caz. Paul, te ascultăm. Am găsit descoperirea macabră, a fost făcută chiar de băiatul de 5 ani al bărbatului, care l-a găsit într-o anexă a gospodăriei. Acesta și-a amenințat fratele mai mare de 9 ani, care a venit, a tăiat frânghia și a încercat să-și ajute tatăl. A anunțat imediat autoritățile, iar la fața locului s-a deplasat o echipă de polițiști care au deschis un dosar penal, efectuând cercetări în ceea ce privește o simplă sinucidere. Nu au luat în calcul că în gospodărie ar mai putea fi încă o victimă. Au căutat-o ce drept pe soția bărbatului, însă au căutat-o prin localitate, luându-se după spusele vecinilor care au spus că fie e plecată prin sat, fie este plecată chiar din țară. 6 ore mai târziu, o rudă de-a copiilor venită să aibă grijă de ei, în timp ce căuta hrană pentru păsări, a găsit și femeia de 30 de ani, tot decedată, într-o anexă a gospodăriei. Imediat a sunat din nou la 112, iar polițiștii au venit de această dată cu echipa operativă de la investigații criminale, care au constatat că femeia a avut parte de o moarte extrem de violentă. A fost lovită în zona capului, după care a fost spânzurată, cel mai probabil chiar de soțul ei. Copiii sunt acum sub consiliere psihologică la Direcția pentru Protecția Copilului și vor ajunge cel mai probabil în grija bunicilor materni. În acest dosar s-a deschis o cercetare, iar procurorii vor trebui să stabilească acum exact ceea ce s-a întâmplat, dar și dacă polițiștii și-au făcut datoria așa cum trebuie, deoarece nu au descoperit cadavrul femeii decât după 6 ore după ce au fost anunțați a doua oară.